La fel sunt convinsă că spune și suedezul, la fel gândesc toți cei care nu iubesc războiul, că se pregătesc pentru un război cât de lung și speră să fie cât mai scurt. Sigur că sunt obosit, și are dreptate domnul general, sigur că sunt obosite trupele ucrainene, dar dacă a reușit Putin să facă ceva în perioada asta, de pe 24 februarie anul trecut până astăzi, a fost să întărească fibra națională a ucrainenilor. Ăștia un popor din bucăți, și construit artificial. Și să bage niște țări în NATO. Și să bage niște țări în NATO și să întărească ideea că NATO este o umbrelă care efectiv te ajută în momente din astea. Da, eu când mă uit la tranșele astea acum,